Frați și surori, mulțumim Domnului pentru că avem harul să fim și în această seară adunați aici, în casa Domnului, la închinare, să fim strânși în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru slava Lui. Avem pentru sufletele noastre cuvântul Scripturii de la Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 12, una din pildele Domnului nostru Iisus Hristos, care are titlul editorial Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. În această pildă, așa cum am auzit la citirea Evangheliei, este vorba despre un om bogat, care prin concursul împrejurărilor a devenit și mai bogat, mult mai bogat decât se aștepta, încât bogăția i-a creat probleme. Sper că niciunul dintre noi, personal, nu vreau să ajung așa de bogat ca să-mi creeze bogăția probleme, să nu mai știu de bogăție, dar e important să vedem că și bogații au probleme. Au durerile lor de cap, au neliniștea lor, îngrijorările lor, stresul lor. Și cineva ar putea să spună, și eu însumi când citesc un asemenea text, totdeauna mă întreb și întreb textul. E o metodă de a înțelege mesajul. De ce are Domnul Iisus Hristos o predică în care e vorba despre un om bogat? Pentru că cei cărora le predică, ascultătorii, nu sunt oameni bogați. Sunt oameni de rând. Sunt oameni din popor. Ucenicii lui și discipolii lui sunt oameni săraci, pescari din Galileea, oameni de rând, oameni din popor. Și vom vedea că după ce se încheie această pildă, urmează un moment așa mai intim a o părtășie a Mântuitorului cu ucenicii lui. De la versetul 21 se zice: Iisus a zis apoi ucenicilor săi. După predica care a fost pusă întregii mulțimi, există un timp între Domnul Iisus și ucenicii lui, apostolii lui, în care parcă Domnul Iisus continuă să elaboreze pe aceeași temă, să dezvolte subiectul și oarecum să zică cum aplicăm această pildă, cum aplicăm această predică. Ideea centrală a textului sau mesajul, lecția pentru noi este cum să ne raportăm corect la lucrurile materiale. Ele pot fi sub formă de bani, sub formă de terenuri, case. Cum să ne raportăm corect la lucrurile materiale? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viață? La ce e important în viață? La ce ne împlinește, la ce ne fericește? Și în ultimă instanță, ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu chiar cu privire la ce este viața? Ce trebuie să căutăm în viață? Ce-i bine să vrem? Pentru ce-i bine să ne cheltuim, să ne consumăm? Pentru ce trebuie să depunem energie? E evident din contextul acestei pilde că unii oameni erau preocupați excesiv de lucrurile materiale sau de bani. Un individ a venit la Domnul Iisus, unul din mulțime a venit la Iisus și i-a zis: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Te-ai aștepta ca doi frați. Să mai n-aibă nicio problemă să împartă cinstit, frumos între ei ce le-a rămas de la părinților. De aia e și vorba să împărțim când avem ceva de împărțit. Cum? Frăsește. Dar uite că nici frăsește, nu-i totdeauna frăsește, că deși nu cunoaștem detaliile acestei situații, acestei crize între frați, nu știm care n-a vrut să dea celuilalt câte se cuvenea, care a luat, a vrut să ia totul, dar frații n-au putut să împărțească frățește. Atunci când bogăția devine un scop în sine, atunci când bogăția devine un ideal, oamenii uită de frați. Oamenii uită că deodată și că sunt oameni. Și unul dintre ei, cel nemulțumit, poate cel păgubit, cel care credea că nu-i dreptate, vine la Domnul Iisus și se roagă frumos, politicos: Învățătorule, rabi, spune fratelui meu să împarte cu mine moștenirea noastră. Și probabil că ar fi vrut, i-ar fi plăcut ca Domnul Iisus să se erigeze într-un judecător din acesta executiv și să zică: atâta e a tău și atâta e a tău.
Iar Domnul Iisus spune, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Mesajul acesta nu este despre faptul că îi rău sau că nu-i bine să ai sau să fii bogat și că ce grozav este să n-ai și să fii sărac. De foarte multe ori oamenii au o situație extremă într-o parte sau alta. Unii cred că dacă vom avea enorm de mult și dacă vom fi super bogați, bogații zalăului, vom fi și fericiți zalăului. Vom putea dormi mai bine, vom visa vise frumoase, nu vom îmbătrâni, nu vom avea zbârcituri, nu o să ne doară ficaturi, rinichii, spatele, o să trăim mai bine și mai mult și poate că nici nu o să murim niciodată. Nu e așa, să știți. Nu e așa. Sunt enorm de mulți oameni nefericiți, bogați, bogați neîmpliniți. Dacă faci un studiu a oamenilor foarte bogați, așa de bogați că poate în Zalău nu este niciunul din aia. Nu mă vorbesc de oameni care au sute de mii de euro și nici milioane, ci miliardari. În rândul oamenilor foarte bogați, să știți că nu-i mai multă fericire ca în rândul clasei mijlocii sau chiar a celor mai de jos. Dimpotrivă, rata sinuciderilor, de pildă, este mult mai mare între oamenii bogați. Rata divorțurilor este mult mai mare la oamenii bogați. Dacă ești sărac, așa, cum am fost și noi și cum mai suntem, și te însori. Băi, dacă ești sărac, frate, știi clar că nu vine după tine pentru milioane. Că vine, nu, pentru că ești frumos, poate, sau ești deștept, dar vine din dragoste. Un frate Avram, sora Marioara, deci... Vezi, asta este. Săracul, cel puțin, poate să știe că s-a căsătorit din dragoste. Dar dacă ești bogat, așa ca șeful de la Amazon, Bezos, nu mai știi, gata. Vine ca să se mărte cu tine, ca să divorțeze la 3 luni, fac tot felul de contracte, de certificate, se suspectează unii pe alții, au headaches, cum zice americanul, dureri de cap, pur și simplu că-s bogați. Deci fericirea care bogăția crede omul că o aduce este iluzorie. În același timp, oamenii folosesc uneori scriptura greșit și spun, frate, știi, nu zice Biblia că ferice de cei săraci? Și să știți că răspunsul la întrebarea asta care este? Nu! Nicăieri nu zice Biblia ferice de cei săraci și nicăieri nu spune Biblia că sărăcia e o binecuvântare sau e o virtute. Biblia zice ferice de cei săraci în duh. Versetul ăsta e unul dintre cele mai greșit citate versete din Biblie. O greșeală fantastică este prin trunchiere, adică se citează eliptic. Ferice de cei săraci. Puncte, puncte. Semne de suspensie. Dar acolo Domnul Iisus nu vorbește despre probleme economice. Alții îl citează, și mai ales noi românii avem interpretarea asta, ferice de cei sărași cu Duhul. Ce înseamnă a fi sărac în Duh? Ce înseamnă a fi sărac cu Duhul? Și ce înseamnă a fi sărac? Sunt 3 concepte diferite. Noi folosim în limbajul popular expresia sărac cu Duhul pentru cineva mai slab de minte. Lasă-l, măi, că-i săracul cu Duhul. Nu spune mintea cu el că-i săracul cu Duhul. De obicei este o expresie prin care punem pe cineva jos. E un fel de idiot, mai prostuț sau mai naiv. Domnul Iisus nu vorbește de asta. Sărac înseamnă pur și simplu cineva care nu are mijloacele necesare de subzistență, de a trăi o viață decentă. Dacă îți plouă în casă, dacă n-ai geamuri, dacă nu poți să fii fericit. Sărac în duh este o expresie care nu înseamnă altceva decât ferice de aceia care își recunosc dependența lor de Dumnezeu. Care dau credit lui Dumnezeu și sunt recunoscători și mulțumitori pentru tot ce au și tot ce sunt. De orice natură ar fi, dacă e vorba de casă, el mulțumește Domnului pentru casă. Dacă e vorba de sănătate, un om sărac în duh, un om dependent de Dumnezeu, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat sănătate. Dacă e vorba de înțelepciune,
El mulțumește Domnului pentru înțelepciune. Expresia, deci, a fi sărac în Duh, nu este altceva decât o expresie care exprimă dependența omului de Dumnezeu. Spre o deosebire de oamenii mândri și îngânfați, care iau tot creditul și toată cinstea. Eu am făcut, eu am realizat, eu sunt mai deștept ca alții, mai harnic ca toată lumea, nimeni nu-i ca mine, eu sunt Big Shark în Zalău. Și așa, ăștia sunt oamenii mândri și îngânfați. Oamenii săraci în Duh sunt smeriți prin aceea că recunosc dependența lor de Dumnezeu. Tot ce am și tot ce sunt, intelect, din punct de vedere intelectual, material, e pentru că mi-a dat Dumnezeu. Cu ocazia acestei solicitări de împărțire a verii și văzând Domnul Iisus o preocupare a oamenilor excesivă pentru lucrurile materiale, Mântuitorul începe această predică care are ca idee centrală o atitudine corectă sau cum ne raportăm corect la lucrurile materiale. Când e vorba de lucrurile materiale, nu învățăm nici de la Marx, nici de la William James, filozof american sau dacă vreți, europeni. Modelul nostru în învățătură și în trăire și în practică este Domnul Iisus Hristos. Sunt cuvintele Lui. Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani. Când e vorba de bani, când e vorba de trenuri, când e vorba de case, când e vorba de lucruri materiale, problema începe cu lăcomia. Începe cu o investitură emoțională în aceste lucruri. Poți să ai puțin bani, enorm de puțin bani și să-ți fie așa de dragi. Și poți să ai mai mulți bani, sau chiar foarte mulți bani, și să nu-i sărut sutele de dolari. Să-i ții în bancă, să-i folosești, să-i investești, să faci bine. Atitudinea pentru bani și pentru lucruri este problemă. Nu-i nimic rău dacă ai o casă mare, dacă îți ajung banii de căldură, dacă ai o casă așa de mare, că nu mai ai bani să o încălzești. E o problemă de lipsă de înțelepciune. Dacă îți cumpere o mașină așa de scumpă, că nu mai ai bani de benzină sau de asigurare, iar e o problemă de lipsă de înțelepciune. Problema este când te îndrăgostești de bani, de lucrurile materiale, în orice formă ar fi ele. Scriptura ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu o inimă care să fie toată a Domnului, cu o inimă neîmpărțită. Apoi Scriptura ne mai spune să iubim pe semenii noștri. Bărbaților, iubiți-vă pe nevestele voastre și viceversa. Ne spune Scriptura chiar să iubim și pe vrășmași. Dar nicăieri nu ni se spune, ba din potrivă ni se recomandă, să nu iubim lucrurile materiale. Există o ispită să ne atașăm de bani, de casă, de mașină, de poziții, de situații, de putere, de autoritate. Și ascultați ce spune cuvântul. Biblia ne spune să știți și ce să iubim, pe cine să iubim, dar ne învață și ce să nu iubim. Uitați-vă în epistola Sfântului Ioan, cea din tâi epistolă, la capitolul al doilea, începând cu versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Scriptura ne spune să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim oamenii. Și ne avertizează de primejdia de a ne investi emoțional în lucrurile materiale sub orice formă ar fi ea. Un alt verset foarte greșit citat, chiar de creștini, este: banii sunt rădăcina tuturor relelor. Adevărat? Iubirea. Din nou, vedeți, oamenii citează uneori așa eliptic. Nu! Banii sunt buni pentru multe lucruri. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Când eu eram mai tânăr și Casey era mult mai mică, am mers odată de la New York la Atlanta, în Georgia, cu foarte mulți bani. Două cutii mari din alea de doi cilindri așa metalici, plini cu bani. Cam 2 kg și ceva de bani.
de un cent, de 5 cenți, de 10 cenți, de 25 de cenți. Și mentorul a zis, dar ce faci tu cu banii ăștia? Zic, vreau, îi duc la Casey, îi duc la nepoată mea. Măi, dă-i eu de 50 de dolari dacă vrei, ce-i cu capul tău? Nu e așa. Eu am un plan, eu am o strategie. Și am mers cu, cum zic, vreo 2 kg jumătate de bani, am fost unii și de un leu, au fost alții și de 5. Și 2 zile am numărat pe ei, așa cu pauze, bineînțeles, nu vă închipiți că am fost așa de slow, de încerți. Am numărat banii și după i-am numărat, am făcut un monetar. Pe aia de 1, de cupru, de aramă, i-am pus așa, de 5, pe categorii. Și după aia am început să ne jucăm și, fără să-și dea ea seama, am ținut câteva lecții de matematică. Și am zis, uite, ăsta ce monedă e? Oh, grandpa, bunicule, ăsta este un sfert de dolar, un cotăr. Ei, vrei să spui, să-mi arasi în câte feluri poți să ai un dolar? Și a luat 5 de 5 și a zis, asta e un dolar. Să amintești ceva despre asta? Nu-ți mai amintești, vezi? Și după aia a luat 2 de 10 și 1 de 5 și a spus, asta e un dolar. După aia 25 de 1, bănuți, de a cenți și asta e un dolar. Și după aia am luat unul de hârtie și am zis, în câte feluri poți să faci un dolar? Și a fost foarte așa interesant, după ce am făcut toate combinațiile posibile, la urmă de tot am mers la un magazin, la un supermarket, unde era o mașină, am vărsat toți banii acolo, mașina i-a numărat, ne-a dat o chitanță și câți am avut noi, i-am luat de la un casier și am făcut cumpărături. La vreo câteva săptămâni, vorbim cu ei de la New York, am vorbit și cu Casey și a venit vorba și de bani. Dacă ea nu-și mai amintește, trebuie să vă bazați numai pe cuvântul meu, că probabil eu mi-amintesc, mi-ai fi uitat și eu detalii. Și când am vorbit noi, oh, grandpa, și așa, ea a zis, printre alte am vorbit noi, știi, zic că am început iară să pun bani în cutiile alea, în canurile alea, și când am să vin la Atlanta, am să aduc iară, și undeva în discuție am zis, nu e așa că e bine să ai bani? Și știți ce a spus ea cu candoarea aia de copil? Da, grandpa, e foarte bine să ai bani. Poți să faci atâta matematică dacă ai bani. Nu cred că vreodată ne gândim la bani că putem face multă matematică dacă avem bani. Dar un copil a fost în stare să gândească și la asta și nici măcar la cât de multă ciocolată aș putea cumpăra cu banii aceia sau cât de multe gumă sau bomboane. Iubirea de bani, iubirea lucrurilor materiale, este un păcat. A fi bogat sau a fi sărac, nu are în sine o nuanță, să zicem așa, o conotație nici bună, nici rea. Vă dau exemplu un om extrem de bogat, din Scriptură, despre care Biblia spune că a fost extrem de bogat, Avram. Și zice Biblia că Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Vă uitați în Geneza, veți vedea. Bogat, turme, cirezi de vite, aur și argint. Foarte bogat. Când se vorbește apoi și despre Lot, zice că și Lot era bogat, dar amândoi așa erau de bogați că nu mai încăpeau în terenurile alea. Nu le încăpeau turmele. Dragilor, un om mai credincios ca și Avram nu găsim în Scriptură. Nimeni nu-și pune întrebarea dacă Avram a ajuns în rai. Că el este, de fapt, șeful raiului, dacă vreți. E o figură de stil. Avram e șeful raiului. Raiul se numește, printre altele, și sânul lui Avram. Omul acesta a fost foarte bogat și a ajuns în rai. Dar vă aduceți aminte de predica Domnului Iisus despre bogatul nemilostiv și Lazar. Ei, bogatul acela care e un anonim, nici nu se spune numele, n-a fost poate nici a suta parte de bogat cât Avram și unde a ajuns? În iad. Iată deci că unii bogați ajung în rai și alți bogați ajung în iad. Oare ajung toți săracii în rai pur și simplu că sunt săraci? Nu! Iadul o să aibă din belșug și bogați și săraci. Bogăția
sau sărăcia nici nu califică, nici nu descalifică pe cineva pentru rai. E credința care îi mântuiește și pe bogați și pe sărați și pe cei din clasa de mijloc, credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că lucrurile materiale au un impact asupra noastră, uneori bun și alteori rău. Un om al lui Dumnezeu a avut o rugăciune deosebită cu privire la lucrurile materiale, aș vrea să o vedem, cu privire la bogăție și sărăcie, și ascultați ce rugăciune a rostit omul acesta. Proverbe 30. Numele lui este Agur, un om de altfel foarte înțelept, deși el despre sine nu vorbește că ar fi înțelept. Uitați ce rugăciune are acest om, poate fi și rugăciunea mea și rugăciunea ta. Proverbe 30:7. Două lucruri îți cer și te rog să nu mi le oprești înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. De ce se roagă el așa? Tot el explică. Ca nu cumva în belșug sau în bogăție să mă leapă de tine și să zic: cine este Domnul? Eu am făcut asta, eu am investit, eu am câștigat, eu am mai fost mai deștept ca toți din Zalău. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic: cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Iată deci că și bogăția și sărăcia pot avea un impact negativ asupra noastră. Dacă câștig mult, asta nu mă face sfânt. Și dacă câștig puțin, asta nu mă face sfânt. Nu mă califică pentru rai nici bogăția, nici sărăcia. Bogații nu pot cumpăra viața veșnică. Bogații nu pot cumpăra mântuirea, iertarea de păcate. Poți să dai la mănăstire un leuț sau 1.000.000 de euro și tot în ea te duci. Nu poți cumpăra cu bani mântuirea minunată. Ea se dă și la sărmani, prin credință, fără plată. De la Avraam și până la Bartimeu. Ați citit de Bartimeu? Sărac, cerșetor, orb, năcăjit, nenorocit. Strigă, se roagă: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Domnul Iisus are milă de el. Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Își capăt vederea. Își capătă mântuirea sufletului și spune că Bartimeu merge după Iisus și merge cu Domnul. Omul acesta, care este folosit, dacă vreți, ca un exemplu sau o pildă, era deja un om bogat. Țarina unui om bogat rodise mult. Deci omul acesta era deja un om bogat înainte de acest eveniment. Și după ce a avut acest rod care l-a surprins și oarecum acțiunile lui s-au dublat, valorile lui s-au dublat, el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Așa l-a copleșit bogăția că vorbea cu el însuși, vorbea singur. Știi când vezi câte unul pe stradă că merge și vorbește singur? Nu știi ce să mai crezi. Pe vremuri când nu erau telefoane celulare, cine vorbea singur pe stradă era semn că îi bai cu el. Acum, de câte ori văd aud pe cineva vorbind pe stradă, ăsta e primul gând. Și după aia văd că vorbește la celular și zic: na, nu-i ce am gândit, cum l-am judecat greșit. Omul acesta e de acum așa într-o stare de îngrijorare și de stres. Ce să fac? Noi câteodată suntem stresați că nu avem bani. Sau nu avem câți am vrea. Că nu avem destul. Iată că omul acesta are prea mult, mult mai mult decât poate să mânuiască și asta îl îngrijorează și îl stresează. Care va să zică și săraci și bogații se îngrijorează. Am zis odată un studiu sociologic în care se discuta, era o investigație sociologică despre fericire. Și erau anchetați, solicitați să răspundă oameni bogați, foarte bogați chiar, și oameni săraci. Cam aceleași întrebări. Și concluzia acestei anchete psihosociologice a fost până la urmă cam asta. Oamenii mai săraci
cred că nu-s fericiți pentru că nu au mașina care ar vrea să o aibă sau casa așa de mare cum ar vrea, că n-au toți apartament cu view, cu vedere la lac sau la mare. Dar oamenii mai săraci, cum am fi noi, să zicem, au un motiv și zic, dacă aș avea aia, aș fi fericit. Iar oamenii bogați nu știu de ce nu sunt fericiți, dar tot de fericiți sunt. Și până la urmă, după ce am citit eu toate astea cu mintea mea de filozof de la Brebie, am zis, mai, până la urmă, dacă ești mai sărac, măcar știi de ce ești nefericit. Dacă ești foarte bogat, ești așa de nefericit că nici măcar nu știi de ce nu ești fericit. Pentru că nu starea materială, nu ceea ce ai, te face să fii fericit. Și haideți să mergem mai departe pe linia și pe firul acestui text. Și el se gândea în sine și zicea, vorbea cu el însuși, ce o să fac, nu mai am rod unde să-mi strâng rodurile. Nu mai am loc. Iată, a zis el, ce voi face. Wow, mi-a venit o idee. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi striga grânarele. Deci demolez, îmi strig casa. Și la român este o vorbă, când omul nu are de lucru, ce face? Îmi strig casa. Ca să se ține ocupat. Și o să fac altele mai mari. Acolo o să pun tot ce am strâns. Toate rodurile, toate bunătățile mele. Da, da, era și altă soluție. Dacă tot am așa de mult, hambarele așa de mari, nu mai complic. Și trebuie mie șantier acum. Tot ce e în plus după ce s-a umplut hambarul, te-au lăsat săraci la charity, la societăți caritabile. Ajute oameni, fac bine. Că oricât îi fi de bogat, mă, nu poți să mănânci tot numai cu o lingură. O fi de argint, de aur, dar tot atâta. Dacă mănânci prea mult, iară, te îngrași, deviobezi și mori accelerat. Nu. Totul pentru mine. Omul acesta este, ca să zic așa, din punct de vedere economic și filozofic, un materialist 100%. Necazul și tragedia lui este că el crede că omul e doar trup. Și crede că sufletul și trupul e tot una. Am să pun totul în hambarele astea mai mari, am să aduc totul sub control și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Trupul are nevoie de hrană. Dacă nu mănânci o zi, două sau trei, până la urmă leși de foame. Sufletul are alte nevoi. Ceea ce satisface trupul și hrana care satisface trupul nu satisface sufletul. Trupul are nevoie. Și nevoile lui sunt împlinite. Are nevoie de pâine, are nevoie de apă, are nevoie unde să locuiască. Sufletul are și el alte nevoi. Domnul Iisus spune că nu trăiește omul numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Poți să dai trupului tot ce își poate dori, tot ce își poate imagina și în mijlocul bogățiilor și a plăcerilor sufletul să fie trist și să fie mâhnit. Nu vi s-a întâmplat odată să vedeți în vitrină ceva care la momentul acela nu putea să cumpărați? Un costum, o rochie, o poșetă, un ceas și vine gândul și spune, dacă aș avea lucrul acela, aș fi fericit. Și fericirea cât a durat? Dacă ai putut să-l cumperi. Până când l-ai cumpărat. Îți cumperi o mașină mai scumpă, aia mai tare. Toată viața aveam umblat cu Jaf. Acum mi-aduc din Germania o mașină nouă, aia mai tare din Zalău. Și după aia, de fiecare dată, să nu mi-o zgârie ăla. În intersecție, când intru, tremur pe volan, că cine are Jaf, ăla mă taie. Și fericirea nu-i nicăieri. E așa de scurtă, pentru că ceea ce satisface trupul nu împlinește sufletul. Voi spune sufletul meu, și asta este eroarea lui, el crede că, el confundă sufletul cu trupul. Dragii mei, să știți că omul, noi, fiecare din noi, nu suntem niște trupuri care au suflete, ci mai degrabă suntem fiecare un suflet care are un trup. Uitați-vă acasă într-un album de familie. Cum arătați voi ce trup ați avut când ați venit pe lumea asta?
Ce trup ați avut la un an, la 5 ani, la 10 ani, la 50 de ani? Care dintre ei ești tu? Care dintre ei ești tu? Ăla la 14 ani? Ăla care a terminat liceul? Ăla la 65 de ani, că ești la pensie? Sau ăla la 70? O să ajungi acolo, probabil, dacă ajungem. Și parcă în fiecare fotografie vezi cu totul un alt om. Tu nu ești un trup, tu ești un suflet, care pentru o vreme pe pământul acesta are un trup. Domnul Dumnezeu, spune Scriptura, l-a făcut pe om. Din țărâna pământului l-a făcut inițial un trup. Dar în acest trup a pus o suflare de viață. I-a suflat în el suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Tu ești un suflet. Și sufletul are nevoie de Dumnezeu. Sufletul fără Dumnezeu nu este fericit și nu este împlinit. Spunea Marele Augustin, sufletele noastre sunt din tine, Dumnezeule. Și ele nu-și află liniștea până când nu se odihnesc în tine. Dacă sufletul tău nu e în legătură cu Dumnezeu, dacă n-ai pacea lui Dumnezeu, dacă n-ai credință în Dumnezeu, dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu, orice ai avea, nu ești împlinit. A venit din România, într-o călătorie în America, un medic odată și a fost la noi la biserică, l-am invitat la noi în familie, am ieșit un pic, l-am condus prin New York, să vadă New York, am fost la ocean, în fine, m-am mâncat împreună la restaurant, un om care, după toate standardele, s-a realizat. Șef de secție, chirurg, s-a realizat. Și omul acesta, în discuțiile noastre, la un moment dat a zis, știi, când ești tânăr, îți închipui că totul este să termini medicina sau ingineria sau să faci facultate. Și că asta te va face fericit. Și după ce termini, să ajungi să fii cineva și să fii important și să ai și să ai o casă cu etaj și cu piscină, dacă e vorba. Și dacă ajungi să le ai, constați că tot lipsește, zicea, domnul pastor, totdeauna lipsește ceva. Orice ai face, oricine ai fi, oriunde ai ajunge, totdeauna lipsește până când ajungem să ne dăm seama că trebuie să facem câte ceva pentru suflet. Dragul meu, tu ești un suflet. Să știi că trupul se simte mai bine, poate în ceva mult mai confortabil sau mai luxos sau mai elegant, dar sufletul are nevoie de altceva. Și omul uită de sufletul lui. Acest bogat din pilda Mântuitorului și-a ignorat sufletul. L-a neglijat, dacă vreți, l-a înfometat. L-a ținut însetat. Totul a fost pentru trup. Voi zice sufletului meu, suflete, mănâncă. Sufletul nu mănâncă. Sufletul nu mănâncă. Eram tânăr, așa, în România auzeam de caviar. Mi se părea așa un cuvânt neologist, la vreme nu se știa de caviar, nici bunica, nu a avut habar. Și am dat, de două, trei ori am avut ocazia în America să fiu și eu așa mai, un pic mai în alta societate și ne-a dat niște biscuiți cu, nu erau chiar biscuiți, mă rog, niște cuchizile, cu caviar. Și am mâncat vreo două și cu asta mai? Păi o felie bună de slănină, ei nu se compară, să fie clar. O mai mănânci și cu prieteni. Sau dacă ești aici pe mese și o frigi, pui așa pe pâine, grozavă. Bine, prima dată am zis că na, țăranul de la Brebe a ajuns să guste caviarul și nu-i la nivel. Nici măcar a treia oară nu m-a încântat. Sufletul are nevoie de alte lucruri. El nu mănâncă. Poți să-i dai cea mai grozavă mâncare. Trupul se satură. Se poate îngrășa, poate slăbi. Sufletul nu trăiește cu caviar. Nu trăiește nici cu cel mai grozav suc de portocale sau de mango. Sufletul are nevoile lui. Sufletul tău, dragul meu, are foamea lui și setea lui. Și poate săracul nostru suflet n-a mai mâncat nici nu știu de când. E flămând de ia așa se clatină și e însetat. Pentru că tot accentul cade în lumea în care noi trăim, pe trup, pe exterior, pe lucrurile materiale, să avem aia, să ne îmbrăcăm așa, să arătăm așa, să avem alea scumpe, să fie din Italia bluza, să fie de marcă, bă, poate să fie cel mai bun tricou din lume, dacă nu scrie Armani Exchange pe el,
Nu contează. Când eu eram tânăr, a fost și eu tânăr și mi se părea că și deștept și frumos. Dacă ai fi umblat cu o haină să se vadă eticheta la haină, zicea lumea că ești un pic dus pentru că ți-ai luat haina pe dos. Etichetele erau pe dinăuntru și discrete, mici. Calitatea, cine știa să o distingă, o distingea. Acum nu există, nu știu în România, dar în America trebuie să scrie mare, așa, cu litere, ca și orbul se poate citi. Că e așa, că e Armani, că e Giovanni, că e... Măi, tu te poți îmbrăca cu orice, n-am nicio problemă, că nu de asta-i predica. Și sufletul să fie așa de gol, pușcă de gol. Poți să te saturi de atâtea bunătăți și el să fie așa de flămând. Poți să te distrezi de atâtea lucruri și el să fie așa de lipsit. Dar Dumnezeu i-a zis nebunule. Și să știți că Dumnezeu i-a zis nebun nu numai în sensul că nu este înțelept. Cuvântul de nebun în Scriptură, să știți că nu se aplică doar oamenilor care nu sunt înțelepți sau care au o problemă mentală. Nu. Dimpotrivă, primul înțeles al cuvântului de nebun în Biblie, știți care este? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Uitați-vă la omul ăsta, citiți ce spune Domnul de el, niciodată nu zice dacă o să vrea Dumnezeu, dacă o să mă ajute Dumnezeu. În vocabularul lui nu există Dumnezeu. El nu mulțumește lui Dumnezeu pentru belșug, el nu cere ajutorul lui Dumnezeu, el nu cere călăuzirea lui Dumnezeu. El pur și simplu este un ateu. Nu spun și aici, e foarte interesant, că neapărat filozofic vorbind este un ateu. Dar funcțional vorbind, el este un ateu. Ce înseamnă să fii un ateu funcțional față de un ateu, să zic așa, din punct de vedere filozofic, ideologic? Un ateu, cum erau comuniștii, erau atei din punct de vedere filozofic. Declarau că nu cred în Dumnezeu, combăteau credința în Dumnezeu, luptau împotriva lui Dumnezeu. Dar să știi că poți să fii chiar un om care merge la biserică și să crezi că este Dumnezeu și să te încadrezi sub eticheta asta de ateu funcțional. Adică, deși crezi cumva în Dumnezeu, trăiești ca și cum El n-ar fi. Nu trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, nu recunoști pe Dumnezeu în viața ta, nu ceri călăuzirea Lui, dar în cazul mai faci un semnul crucii. Sau zici, Doamne ajută, că și hoțul când merge să spargă banca, zice, Doamne ajută. Lumea e plină de atei funcționali. În România, cu mai mulți ani în urmă, la un recensământ, s-a pus întrebarea asta și n-au fost în România atunci, poate acum au mai crescut numărul nebunilor, sigur că da, decât vreo 7.000 de atei, la câțiva ani după Revoluție. Dar ăștia, e vorba de atei ăștia, filozofic vorbind, dar atei funcționali, să știți că sunt mulți. Sunt mulți. Poți să fii chiar un om care te pretinzi religios și să trăiești ca unul care este ateu. Asta este ceea ce se cheamă un ateu funcțional. Omul acesta este pur și simplu un individ care în orizontul lui și în universul lui n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Crede că el este totul. În același timp, el este ceea ce se cheamă un hedonist. Dacă o să am, dacă o să gust, dacă o să fiu fericit. Să am totul, să-i spun sufletului, mănâncă, bea, veselește-te. De foarte multe ori când omul muncește și muncește foarte mult și îl întreb, păi de ce tu muncești așa mult? Păi vreau să ajung la nivel să nu mai trebuiască să fac nimic. Să am atâta, să nu mai mișc un pai. Auzi că nu mai mișc nimic, nu te mai mișc nici pe tine. Ăla e cel mai rău. Tu ai nevoie să faci ceva. Munca nu e numai pentru câștigatul banilor. Munca îți dă o satisfacție când faci ceva cu mâna ta, când faci ceva de valoare, îți dă un sentiment de împlinire. Când ajungi să nu mai faci nimic, chiar tu devii nimic. Scopul nostru nu este acesta. Și încheie oarecum Domnul Iisus predica spunând, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Ce i-a spus Dumnezeu acestui om, nebunule? Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?
Într-o zi sau într-o noapte, viața asta ajunge la un sfârșit. Fiecare avem o întâlnire cu Dumnezeu. Adu-ți aminte de făcătorul tău. Ai o întâlnire cu Dumnezeu. Sufletul tău va sta înaintea lui Dumnezeu. Tot ce ai va rămânea. Cât lasă fiecare om după el? Totul. Totul. Mult sau puțin, dar totul. Nimeni nu poate duce nimic. A cui va fi? Ești un nebun, nu te-ai ocupat de suflet, nu te-ai ocupat de veșnicie. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Viața, spune Domnul Iisus în discuția cu ucenicii, este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Viața omului nu stă în ce are. Calitatea și valoarea lui nu este prețul mașinii sau prețul casei. Sunt multe alte valori mai înalte decât valorile materiale și financiare. Poate v-am spus, chiar cu riscul să mă repet, mie mi-a plăcut printre alți scritori români, totdeauna mi-a plăcut literatura, chiar dacă acasă n-am prea folosit poeziile, deși era o bună ocazie. Lumea i-am promis că am să am multe poezii, dar călăuzirea Duhului a fost alta. Mi-a plăcut totdeauna literatura, am citit mult, am citit despre scriitori și o întâmplare, o anecdotă care am citit-o cu privire la Ion Luca Caragiale, la Capșa în București, la cofetăria unde se întâlneau scriitorii, veneau tot felul de oameni. Unii mai săraci, alții mai bogați. Eminescu nu a fost bogat de pildă niciodată. Dar, vezi, valoarea lui n-a stat în banii lui, ci în ceea ce a scris, în geniul lui. Și unul care era, de fapt, un fel așa de un pigmeu, n-avea valoare literară, dar era mai bogat ca toți. Și avea un palton care în banii de atunci era undeva la 10.000. Era mult, enorm de mult. Toată lumea vedea ce palton are el. Și el se avea grijă să-i vadă toți paltonul. Și Ion Luca Caragiale, la un moment dat, a vorbit așa ca să-l audă și ăla și toți. Zice, și eu aș putea să-mi cumpăr un palton de 10.000. Dar mie nu-mi place să port haine care valorează mai mult decât mine. Oh, interesant. Într-o altă împrejurare, oamenii vorbeau despre un om foarte bogat. Și a venit și Ion Luca Caragiale de față și i-au cerut și lui părerea. Ce zici de valoarea unui om? Și cu geniu și cu sarcasmul lui el ar fi spus cam așa. Și e negreșit. Tot ce are omul ăla, toate posesiunile lui, averile, tot ce are el valorează mulți bani. Dar el însuși nu valorează doi bani. Adevărata valoare nu e valoarea la ce ai sau crezi că ai, ci este valoarea a ceea ce ești. A ceea ce ești în sufletul tău, în lăuntrul tău. Viața e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Discutam într-o zi la școală chiar despre tendința asta care e în lume, ca fie în politică, femei, în business, femeile să fie promovate. Și spun unor colegi, știi ceva? Eu cred că mama mea a avut mai mare valoare și o mamă are mai mare valoare decât directoarea celei mai mari companii. O, nu-i nimic rău să fii directoare la o companie. Dar care e valoarea ta ca și părinte? Ca tată? Ca soț? Ca mamă? Sau pur și simplu ca om? Ca om. Că a fi domn sau a fi bogat e o întâmplare. Dar a fi om e lucru mare. Iar a fi un om al lui Dumnezeu, cum îi scrie Pavel lui Timoteu, iar tu om al lui Dumnezeu, este cel mai mare lucru și este o binecuvântare. Vreau să închei cu ceea ce și Domnul Iisus Hristos are pentru ucenicii lui. Începând de la versetul 31, e, dacă vreți, paragraful acesta al doilea care vine după pildă și care vorbește de îngrijorări și de mai multe lucruri, e ca și cum noi am încheiat predica și am stat acum să discutăm ascultătorii și predicatorul despre predică. Acum, frate, ne-ai spus toate, dar hai să vedem, să mai discutăm, să clarificăm anumite lucruri. Și parcă Domnul Iisus le acordă un timp de clarificare. Ascultătorii stau cu predicatorul. Luca 12 la 31. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu înseamnă că-și credincioșii nu trebuie sau nu vor avea case sau mașini sau haine. Dimpotrivă, citeam într-o zi despre un om extrem de bogat din Statele Unite, din generația trecută, extrem de bogat, la nivel de milionar, super milionar. Și omul ăsta când a ajuns așa de bogat, nu s-a pierdut cu firea, n-a nebunit. A continuat să-și trăiască viața lui și cu toți banii care i-a dat Dumnezeu să facă așa de mult bine. A înființat școli, universități, spitale, a ajutat indivizi. Atâta bine a făcut în jurul lui și a binecuvântat atâția oameni. Și cineva i-a spus, un prieten al lui apropiat, i-a zis, măi, tu ai așa de mulți bani și câștigi business-urile tale. Mii și mii de oameni erau angajați la el. Dar tu nu știi să ai grijă de bani. Tu arunci banii cu lopata. Nu ești un bun manager al banilor. Și el i-a spus prietenului său, să știi că ai dreptate. Eu, din tot ce mi-a dat Dumnezeu, din grămada asta de belșug, iau cu lopata și arunc și dau la toți în jurul meu. Dar știți ce am observat eu de-a lungul anilor? A spus acest om super bogat, milionar, ceea ce în generația asta ar fi un miliardar. Că și Dumnezeu are o lopată. Și pe cum eu dau și arunc lopata la alții, Dumnezeu lopătează înapoi în grămada mea. Și mi-am dat seama că lopata lui Dumnezeu e mai mare. Dați și vi se va da. Când din ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat, binecuvintezi la rândul tău, Dumnezeu nu rămâne dator. Mâna lui e mai mare, lopata lui e mai mare, binecuvântările lui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ocupă-te de suflet. Iubește-L pe Dumnezeu, primește-L pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ocupă-te de suflet. Bucură-te de mântuire, de iertarea lui Dumnezeu și n-ai să duci lipsă nici de locuință, nici de haine. Spune un om al lui Dumnezeu, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit să ducă lipsă și nici pe urmașii lui nu i-am văzut cerșind. Noi ne închipuim că dacă noi o să facem totul pentru copiii noștri, o să fie realizați. Warren Buffett este probabil cel mai bogat om din lume. Dacă nu primul, între primii trei. Dar cred că este numărul unu din lume. Știți ce e interesant cu acest om atât de bogat? Și acum e bătrân, așteaptă să pleacă și la Domnul, dar locuiește în casa în care a locuit acum 25 de ani. Și stilul lui de viață s-a păstrat. Nu l-a înnebunit bogăția. Și-a păstrat cumpătul, și-a păstrat înțelepciunea. Nu căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Întrebarea mea la încheiere este aceasta. Ai împărăția lui Dumnezeu în inima ta? Ești tu mântuit? Este numele tău scris în cartea vieții? Este Domnul Iisus Hristos mântuitorul tău? Dacă nu, orice ai fi și oricine ai fi și orice ai avea, n-ai nimic. Vom pleca de aici cum am venit. Unde vom ajunge? Unde vei fi în veșnicii? Sunt doar două locuri. Doar două locuri, iad și rai. Unde am să ajung? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Spuneam dimineață, Domnul are putere să-ți dea și să-ți ia. Să te ridice sau să te coboare. Dați prioritate sufletului. Suntem părinți. Suntem bunici. E ceva să fii bunic. Nu mai avem vreme să stăm de vorbă cu copiii. Când ai citit ca tată ultima dată o pagină dintr-o carte copiilor? Copiii vor să le spunem o poveste. Dar ce? Eu am vreme de poveste. Eu dacă știu de bani. Viu acasă așa de obosit. Că deja mă așteaptă fetița ca tatăl ei să vorbească, să întrebe cum a fost la școală. Dar am eu vreme să mai întreb de școală? Trece timpul și nu-i mai avem. Și după aceea spunem, vai, dar era mai bine să fac un pic de timp pentru copii, pentru soție, pentru familie și mai ales pentru suflet.
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Veți avea și împărăția și Dumnezeu vă va binecuvânta din belșug. Pe vremea când erau aici în România, pe la liceu, era un cântec așa mai din ăsta românesc popular, oamenii îl cântau când se îmbătau. Și refrenul, nu mi-amintesc nimic decât atât. Am auzit niște besiv care aveau voce probabil mă impresionat și cântau ei. Lumea asta nu e a mea, aia la altă nici așa. Dacă n-ai împărăția și dacă nu ți-e sufletul asigurat, n-ai nici prezentul, nici viitorul, nici veșnicia. Dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, zice Apostol Pavel, să-L cunosc pe El și puterea mântuirii Lui, ai și aici și prezentul, și viitorul, și veșnicia. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce să ne mântuiască sufletul. Să ne asigure împărăția, să ne asigure viața veșnică. Părtășia noastră la cina Domnului este o amintire a promisiunii Lui, ce l-a promis El apostolilor și nouă. Nu voi mai avea această pâine și acest rod al viței, până când îl voi avea nou în împărăție. Domnul să fie cu noi. Amin.